Da, îmi cer scuze. Mulțumesc că am zis pentru invitație. Bună ziua, vă spun tuturor. Da, am să încerc să surprind câteva aspecte legate de anii tinereții lui Alexandru Ioan Cuza și mai ales despre studiile și primele sale funcții publice. Am considerat că este un subiect mai puțin atins. Și am să încep referitor la anii tinereții de la primii ascendenți, ca să-i spunem, ai familiei Cuza. Marele domn al Unirii și unul dintre ctitorii României moderne, Alexandru Ioan Cuza, străgea dintr-o veche familie de moldoveni din străvechiul ținut al Fălciului. Dacă ar fi să luăm în considerare un genealogic al familiei Cuza, strămoșii săi cei mai îndepărtați coboară în timp până în secolul XVI, până pe la jumătatea secolului, fiind pomenind Glăvan Vistierul și Maria Cosma Șarpe. Unii dintre strămoșii lui Cuza pare să că se înrudeau chiar cu marile familii boierești din Moldova și țara românească, cum era familia Movileștilor, ajunsă pe tronul Moldovei la sfârșitul secolului XVI. Primul dintre ascendenții cunoscuți ai viitorului domn este Dumitrașcu Cuza, un personaj menționat în mai toate lucrările dedicate personalității lui Alexandru Ioan Cuza, de către marii noștri istorici Constantin C. Giurescu, Dumitru Ivănescu, Dan Bogdan și Viorel Știrbu, în amplele sale monografii dedicate lui Cuza. Revenind la Dumitrașcu Cuza, acesta a ajuns mare spătar, se va implica în complotul împotriva domnului Moldovei Mihail Racoviță, însă în urma eșecului conspirației, Dumitrașcu va muri împreună cu ceilalți conspiratori în ianuarie 1717. Unul dintre fiii acestuia, Miron, căsătorit cu Ilinca, nepoata marelui cronicar și cărturar Miron Costin, va ajunge în ierarhia boierească mai întâi postelnic și apoi logofăt al doilea, poziție ce nu-l situa însă în rândul marii boierini din sfatul domnesc. Fiul acestuia, Ioniță, ca și bunicul Dumitrașcu, va deveni mare spătar, strângându-o și o frumoasă avere, dar va urma și destinul tragic al bunicului. Victima lăcomiei boierului Teodor Balș, Ioniță Cuza se pare că ar fi complotat împotriva domnitorului Constantin Moruții, fapt ce îi va aduce sfârșitul năpraznic, el fiind executat din porunca domnului împreună cu vornicul Manolache Bogdan în august 1779. Fiul cel mare al spătarului Ioniță era Neculai Cuza, bunicul viitorului domn Alexandru Ioan Cuza, care va moșteni de la tatăl său, împreună cu frații săi, o mare datorie. El va fi nevoit astfel să ia în arendă o moșie pentru a putea acoperi trebuințele familiei. Fiul acestuia, Ioan Cuza, tatăl viitorului domn, s-a născut în aprilie 1784, moștenind moșia satului Bărboș, departe de a satisface pretențiile unei familii boierești. În anul 1807 era menționat într-o carte judecătorească a divanului, fără să se precizeze însă că ar fi îndeplinit vreo dregătorie mai importantă. Ambiția sa însă și într-o oarecare măsură și norocul l-au făcut să se descurce cu mai multă șansă în viață, reușind să urce treptele dregătoriilor până la rangul de paharnic în 1814, comis în 1818, spătar în 1820 și din 1829 până la moartea sa în ajunul Revoluției de la 1848 va deține funcția de postelnic. Pentru vrednicia și despotnicia sa, Ioan Cuza va fi numit prin decret domnesc prezident al judecătoriei Ținutului Covurului în septembrie 1836. Între timp, începând cu luna noiembrie anul 1832, Ioan Cuza va îndeplini și mandatul de deputat în adunarea oștească ordinară a Ținutului Fălciului, funcție pe care o va deține vreme de două legislaturi. Soția postelnicului și părcălabului Ioan Cuza era Sultana Cozadini, născută pe la 1785 la Constantinopol, într-o familie greco-italiană, românizată după părerea lui Constantin C. Giurescu, argumentul său fiind faptul că la Revoluția Moldoveană de la 1848, un văr primar al viitorului domn Alexandru Ioan Cuza făcea parte dintre revoluționari. Prin legături de rudenie și alianțe matrimoniale, mama lui Alexandru Ioan Cuza se înrudea cu soțiile unor foști domnitori ai țării românești. Nicolae Mavroghien și Gheorghe Caragea și domni ai Moldovei, Scarlat Calimachi și Mihai Șuț. Din căsătoria celor doi, Ioan Cuza și Sultana Cozadini, s-au născut doi băieți, Alexandru și Dimitrie, mort în floarea tinereții într-un accident de călărie. În opinia noastră, este mai puțin importantă controversa în jurul unei presupuse surori a lui Cuza, al cărei nume ar fi fost Sultana, același nume cu al mamei. În vreme ce Constantin Giurescu susține existența acesteia și căsătoriei cu prefectul de Roman, Mihai Jora, Dumitru Ivănescu crede că este vorba de o confuzie ce s-a perpetuat, soția lui Jora fiind de fapt Smărânduța, nepoata lui Costache Negri. În privința locului și a datei de naștere a lui Alexandru Ioan Cuza, au existat mai multe controverse, relatate de Constantin C. Giurescu în lucrarea citată de noi în acest material. Au fost vehiculate numele a trei localități ca loc de naștere al lui Alexandru Ioan Cuza, Bârlad, Galați și Huși. Dar argumentele oferite de
câțiva mari istorici, între care și Adexonopol și Constantin Cegiulescu, spun că diploma de bacalaureat, calendarul, almanahul de la Gheota și monumentul funeral de la Ruginoasa indică aceeași localitate, Bârlad. Aceste dovezi ne îndreptățesc să împărtășim punctul de vedere al lui Adexenopol, la fel și în privința datei de naștere 20 martie 1820, după cum subliniază și cercetătorul Dumitru Ivănescu. Despre copilăria lui Cuza se știu puține lucruri și acestea sunt puse sub semnul unor întrebări. Adică, Constantin Cegiulescu împărtășea opinia lui Adexenopol, potrivit căreia tânărul Alexandru Ioan Cuza ar fi făcut primele studii la Iași, în pensionul francez al lui Victor Canin, având drept colegi pe câțiva din iluștrii săi colaboratori de mai târziu, Cogălnicianu și Vasile Alexandrii. În schimb, istoricul Dumitru Ivănescu înclină să dea crezarea lui Teodor Codrescu, care indica pensionul lui Sacheti de la Galați, drept loc al primelor studii făcute de Cuza. Cert este faptul că în iulie 1834, Cuza, împreună cu alți câțiva tineri, între care și Vasile Alexandrii, Negulici, viitorul mare pictor, și Nicolae Crețulescu, viitorul prim-ministru al lui Cuza, plecau de la Paris, iar un an mai târziu obținea diploma de bacalaureat în litere la Sorbona, diploma fiind discălită chiar de François Guizot, ministrul instrucțiunii publice, în decembrie 1835. Apoi se va înscrie la Facultatea de Drept, pe care însă nu o va absolvi, fiind posibil ca tot în această perioadă să fi făcut un stagiu de pregătire în Belgia, părere împărtășită de Dumitru Ivănescu, însă prelund afirmația consulului general al Belgiei de la București. La Paris, grupul moldovenilor din care făcea parte și Cuza se va întâlni cu cei câțiva munteni ce studiau în capitala Franței, în rândul cărora se afla și Ion Ghica, cel care mai târziu într-o scrisoare către Alexandrii va relata despre întâlnirea cu viitorul domn. Se pare că tânărul Alexandru Ioan Cuza ar fi dorit să urmeze medicina, însă a renunțat, înscriindu-se la cursurile de drept, fără ca însă să le termine, devenind în schimb membru al Societății Economiștilor din Paris. Întors în țară, Cuza va audia cursurile de legi ținute de eminentul jurist Cristian Flechtenmacher de la Academia Mihăileană din Iași, fără însă să obțină o diplomă de absolvire. Fratele său, Dimitrie, frecventa în același timp cursurile de filozofie, dovedindu-se un elev sârguincios în toată perioada, între 1837-1840. O dovadă certă venită să susțină perioada mihăileană o constituie cererea adresată de postenicul Ioan Cuza, hatmanului miliției moldovene, logofotul Teodor Balș, în care solicita încadrarea celor doi fiei săi în slujba miliției la cavalerie. Pentru că cei doi tineri se îndeledniceau cu învățătura scolastică în principat, se solicita un răgaz de timp până la terminarea studiilor. Pentru perioada imediat următoare, se confirmă faptul că la 11 septembrie 1837, Alexandru și Dimitrie Cuza erau integrați în miliția pământeană, având gradul de cadeți, precum și faptul că cei doi vor fi păsuiți de la slujba de front până la absolvirea studiilor cu care se îndeledniceau. Foarte importantă apare informația potrivit căreia Alexandru Ioan Cuza se va întoarce la Paris tot pentru studii în perioada noiembrie 1837-aprilie 1839 ca student la științele războiului. Argumentele aduse de Dumitru Ivănescu în susținerea afirmației sunt scrisorile lui Eudoxu Hurmuzachi care către fratele său Constantin, precum și unele adrese ale consulatului francez din Iași aflate în fondul Secretariatului de Stat al Moldovei. Între anii 1839-1840 au început să revină în țară mulți dintre tinerii plecați la studii în străinătate, atât în Franța cât și în Germania, printre bonjuriștii și duelgii întorși în patrie, aflându-se și Alexandrii, Costache Negri, Rola, frații Rossetti, care se vor grupa în două tabere rivale, una franceză și cea germană, fiecare susținându-și cu îndrăgire argumentele în lupta pentru întâietate. Ulterior, cuvintele erau neconvingătoare și atunci se recurgea, cum era de așteptat, la duel. Chiar Alexandru Ioan Cuza va recurge la această modalitate în disputele sale cu germanofilul Rola, solicitându-lui Cogălnicianu să îi secondeze la 2 aprilie 1841, mai ales că și Alexandru Ioan Cuza îi fusese secundat ceva mai devreme. În cele din urmă, Alexandrii, venind la fața locului, îi va pacifica pe adversari, arătând chiar necesitatea comasării celor două tabele ale francofililor și germanofililor pentru împlinirea aspirațiilor comune de interes național. Ca mulți alți tineri veniți din străinătate, animați de împlinirea idealului național, Cuza a făcut parte din rândurile miliției naționale, înființată încă din 1830, probabil cu gradul de sublocotenent. Cuza nu va rămâne însă multă vreme în armate, el fiind mai degrabă atras de practicarea dreptului pe care le căpătase anterior la Paris și la Academia Mihăileană, motiv pentru care va demisiona din armată la 8 februarie 1840, făcând totodată demersuri în vederea obținerii unui post în magistratură. Timp de aproape 2 ani, în perioada februarie 1840-februarie 1842,
Nu există date sigure despre activitatea lui Cuza în vreo funcție publică. În februarie 1842, tânărul Cuza, la numai 22 de ani, este menționat în funcția de președinte al judecătoriei Covorului, iar în această înaltă magistratură dovedește mult zel, dar și pricepere. Urmărește, s-ar putea spune cu scrupulozitate, activitatea subordonaților și verifică personal dosarele pe care își va pune propriile rezoluții detaliate și competente. De altfel, zelul depus în munca sa nu va scăpa neobservat și, drept urmare, ministrul dreptății, logofătul Ștefan Catargi, îl va recomanda domnului Mihail Sturza la 27 octombrie 1843 pentru un rang cu meritele sale. Astfel, prin decretul domnitorului Sturza din 10 decembrie 1843, lui Cuza i s-a oferit rangul de agă. În luna martie, anul 1844, Cuza va solicita ministerului acordarea unui concediu în vederea căsătoriei cu Elena Rosetti, fiica pustelnicului Iordache Rosetti și a Ecaterinei Sturza. Căsătoria va avea loc la 30 aprilie 1844 la Conacul de la Solești, reședința familiei Rosetti din Ținutul Vaslui. Viziunea de om nou, cu care îl va eticheta mai târziu cu Gălnicianu, cu ocazia alegerii sale ca domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859, reiese și din atitudinea lui Cuza, care va refuza robii țigani trecuți în foaia de dotă a soției sale. De fapt, el punea în aplicare hotărârea adunării obștești din 31 ianuarie 1844, privind emanciparea țiganilor de pe moșiile statului și ai mănăstirilor, dar ca și Vasile Alexandrii, care procedase la dezrobirea țiganilor de pe moșiile sale, va depăși limitele legislației în sens pozitiv. Alexandru și Elena Cuza vor locui la Galați, acolo unde Cuza își îndeplinea slujba de președinte a judecătoriei, în casele postelnicului Ioan Cuza, unde astăzi se află Muzeul de Istorie al municipiului Galați. Un aspect deosebit din viața particulară a lui Cuza îl constituie problemele sale de sănătate, mai precis boala sa. Încă din 10 iulie 1844, Cuza făcuse un raport către minister în care solicita un concediu pentru îngrijirea sănătății, mai exact pentru a merge la băi la Odessa. La 9 iulie 1845, Alexandru Ioan Cuza adresa o nouă cerere către postelnicie, în care invoca din nou necesitatea de a merge peste hotare la Odessa, la băi, solicitând eliberarea de pașapoarte pentru el, soția sa și un servitor. Din scrisorile trimise de soția sa, Elena Cuza, mamei sale, Ecaterina Rosetti, este cel faptul că Alexandru Ioan Cuza, care suferea de un astm bronșic, se simțea mult mai bine, foarte sănătos, în urma tratamentului de la Odessa și după două serii de băi, în 2 ani consecutivi. Odată reîntors în țară, Cuza va mai funcționa la judecătoria Covorului numai până în luna septembrie 1845, când putem să presupunem din motive de sănătate că și-a dat demisia. Ultimul document al judecătoriei ce poartă semnătura sa era datat 28 septembrie 1845, pentru că la 1 octombrie același an 1845, în locul său va semna un fost subaltern, Iancu Fote. La 8 iulie 1849, Cuza revine în țară, cu puțin timp înaintea noului domnitor Grigore Ghica, adept al unor principii liberale și susținător al Unirii. Mă scuzați. În timpul domniei acestuia, Cuza va avea ocazia să-și valorifice talentele de bun organizator de ținut, precum și de uvrier la actele premărgătoare Marii Înfăpturii de la 24 ianuarie 1859. La scurt timp însă, în octombrie 1849, Cuza va fi numit de către Ghica în funcția de președinte al judecătoriei Covorului, iar presa vremii nota momentul cu satisfacție atât jurnalul de Galați, cât și jurnalul de Bucharest, comentând popularitatea de care se bucura Cuza în ținut. În fine, directorul departamentului de dreptețe îl caracteriza pe Cuza drept, citez, o față prețuită de cărmuire și de obște pentru însușirile de poartă. Am încheiat citatul. Este foarte probabil ca repetarea unei situații similare să-l fi determinat pe Cuza să demisioneze în februarie 1851, din funcția de președinte al judecătoriei Covorului, pentru că la 15 februarie, Alexandru Ioan Cuza fusese deja numit director la Ministerul de Interne. Era de fapt o promovare, domnitorul Grigore Ghica, în mod evident, contând pe Cuza în campania de stârpire a corupției, fiind adus într-o funcție de mai mare răspundere și unde avea și putere de decizie. Nici nu fusese bine instalată noua funcție și Cuza deja se implicase în rezolvarea mai multor probleme, privind organizarea și aprovizionarea armatei, apoi îl va sprijini pe Gălnicianu în acțiunea de transportare a obiectelor și mostrelor destinate expoziției de la Londra. Cu toate acestea, în ianuarie 1852, îl aflăm din nou implicat în serviciul public și într-un raport trimis Departamentului Învățătorilor Publice de către Consiliul Școlar din Galați, Cuza este menționat în calitatea de delegat al departamentului, membru al Consiliului de Inspecții. În același an, 1852, Cuza va refuza propunerea Epitropiei Generale a Spitalelor Sfântul Spiridon din Iași, de a ocupa un post de epitrop împreună cu Costache Negri,
propunerea reluată de 2 ani mai târziu, în decembrie 1854. Cuza se hotăra să-și reia activitatea în administrație, ca urmare, la 17 septembrie 1853 îl întâlnim în Comisia de Alegeri pentru membrii Sfatului Orășenesc din Galați, împreună cu Costache Negri și Lascăr Catargiu. Revenind la activitatea și preocupările lui Cuza, să consemnăm că la 16 mai 1854, acesta pleca împreună din nou cu soția la Băi, de data aceasta la Carlsbad, Carlo Vivari, pentru a-și îngriji sănătatea. Un motiv al plecării în străinătate l-ar putea constitui și situația delicată de principate, aflate încă din iunie 1853, sub ocupație țaristă, motiv pentru care și domnitorii Moldovei și ai țării române se retrăsesere din vreme la Viena. În februarie 1855, Cuza va apela la răducanul Rosetti, ginerele domnitorului Ghica, solicitându-i intervenție pe lângă acesta pentru a obține o bine meritată avansare la rangul de vornic. Argumentele lui Cuza erau solide, spunea, sunt tagă de aproape 12 ani și am avut acest rang de la începutul carierei mele, am fost prezident în continuu 8 ani și apoi director al departamentului de interne, aș vrea deci dreptul la rangul de vornic. La 18 mai 1855, printr-un decret al domnitorului Ghica, Alexandru Ioan Cuza primea demnitatea de vornic ca prețuire și mulțumire pentru serviciile aduse. Iar la sfârșitul lunii martie 1856, Cuza va demisiona din funcția de vornic și la 2 aprilie 1856, domnitorii Grigore Ghica îl numea în locul rămas vacant pe aga Dimitrie Rosetti. După 2 luni de la eliberarea din funcția sa ca vornic, Cuza va primi o nouă sărcinare din partea domnitorului Ghica, care la 7 iunie 1856 îl numea Pârcălap de Galați. Cam în aceeași perioadă, domnitorul Grigore Ghica, al cărui mandat de 7 ani se apropia de sfârșit, pregătindu-se pentru expatriere, și va pleca de la Iași într-un tur al principalelor orașe din Moldova, făcând pe tot parcursul traseului o propagandă pentru unire. La Galați, din ordinul pârcălabului Alexandru Ioan Cuza, domnitorului Ghica îi se va face o primire fastuoasă la care a luat parte foarte multă lume, iar cu acest prilej, în numai câteva ore, se vor face peste 600 de subscrieri în favoarea unirii. La aflarea numirii lui Teodor Balș în calitatea de locțitor de domn, Cuza își va depune aproape imediat demisia, la 9 august 1856, ministrul internelor fiind cu totul dezorientat și detergiversând soluționarea cererii, înregistrându-o abia la 3 septembrie. În mod surprinzător, Vogorit îl va numi din nou pe Cuza la 27 februarie 1857 ca pârcălab al ținutului Covurluiului, însă fără îndoială că era vorba doar de o manevră prin care acesta căuta să-și câștige partizanii de valoarea recunoscută a lui Cuza. În martie 1857, Cuza, candidat la căimăcămie alături de Vasile Sturza și Costin Catargiu, viitorul domn, aflându-se între preferințele consulului francez de la Iași, Victor Plas, care în telegrama trimisă lui contele lui Valevski afirma că Vasile Sturza și Alexandru Cuza sunt excelenți, iar Costin Catargiu detestabil. Pentru că se manifestase evident în favoarea unirii și în postura de pârcălap de Galați, Caimăcamul Vogoride va hotărâ ca în timpul desfășurării alegerilor pentru divanul ad hoc al Moldovei, Cuza să fie trimis într-o misiune secundară în afara Galațiului. La scurtă vreme după alegerea sa ca deputat, Alexandru Ioan Cuza a revenit în administrația Moldovei, iar Vogoride îl va înainta la gradul de colonel la 20 august 1858. Apoi, la scurtă vreme, în urma demisiei colonelului Scheletti, va fi numit ajutor al hatmanului miliției moldovene, un post foarte important atât în ierarhia militară cât și în conducerea țării. Anul următor, în iunie 1858, anul Convenției de la Paris, Alexandru Ioan Cuza, obosit, dar și încercat din nou de boala sa, va lua concediu și va pleca din nou la tratament, data aceasta la Ostende, în Belgia, fără a mai fi însoțit de soția sa. La sfârșitul 1 iulie 1858, se reîntorcea în țară, refăcut în parte lucru ce reiese din scrisorile pe care le adresase anterior soției sale de la Băi și raporta: sunt bine, sănătos, gata, pregătit pentru a mă confrunta cu noile evenimente. Vă mulțumesc, sper că nu v-am plictisit. Am încercat să surprind principalele momente și aspecte din anii tinereții și ascendenții lui Alexandru Ioan Cuza și mai ales a studiilor și principalelor funcții pe care acesta le-a deținut în perioada de dinainte de a fi dublu ales la 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859 în funcția de principe al Principatelor Unite, Țara Românească și Moldova. Mulțumim, domnului profesor. Doamna profesor Gabriela Istrateanu, să se reconecteze. Vă dau cuvântul.
Vă deschideți microfonul, vă rog. Gata. În primul rând încerc scuze pentru deficiențele de conexiune. Știți că așa se întâmplă. Fix în momentul acela în care eu a trebuit să încep să vorbesc, a picat conexiunea. Revenind, de ce am zis că astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre reformele lui Cuza, fiindcă este practic perioada cea mai și aspectul cel mai important al domniei sale, iar aceste reforme pe care domnitorul le-a realizat într-un timp atât de scurt aveau să contribuie la modernizarea României, la consolidarea țării noastre, la accelerarea sincronizării cu civilizația europeană. Încă de la început și s-a mai vorbit despre asta. Când Cuza a pornit pe drumul reformelor, și-a dat seama că foarte greu va putea să facă orice schimbare, fiindcă era confruntat cu o opoziție, cu marii proprietari de pământuri care dominau adunarea și care nu erau de acord cu nicio modificare în ceea ce privește legea proprietății. Și atunci domnitorul va da acea lovitură de stat din 2 mai 1864, prin care introduce domnia autoritară. Este un lucru pe care cu greu poate îl înțelegem, această schimbare de atitudine și această poziție intransigentă, excesiv autoritară, dar numai așa putea să rezolve ceea ce și-a propus. Eu insist foarte mult pe lucrul acesta atunci când predau copiilor mei domnia lui Cuza, arătând că, practic, domnitorul prin asta și-a asumat o responsabilitate foarte mare. Ce înseamnă să fii curajos? Ce înseamnă să îți asumi riscuri? Pentru că e adevărat că către finalul domniei opoziția este tot mai virulentă și îi pregătea debarcarea. Între aceste reforme cu care începe el epoca glorioasă va fi, în primul rând, adoptarea unei noi constituții, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris și o nouă lege electorală. Organizează și un plebiscit în acest sens pentru a întreba pe românii care puteau să voteze la vremea aceea și, surprinzător, 680.000 de români, de votanți, sunt de acord cu maniera aceasta autoritară de guvernare. M-a frapat așa un punct de vedere al unui gazetar care avea să scrie într-un ziar din Belgia următorul lucru. Este imposibil să-și bată joc cineva de tratatele și deciziile Europei cu mai multă lipsă de jenă decât prințul Carol. Ce-a făcut domnitorul ca să poată merge înainte? A mai făcut o vizită la Istanbul, la Sultan, a avut din nou tratative cu reprezentanții puterilor garante și a reușit, printr-o inteligență sclipitoare, printr-o diplomație extraordinară, să-i convingă de faptul acesta că trebuie să meargă înainte și să pună bazele unei societăți moderne. Întors în România, el avea de acum undă verde și în felul acesta autonomia țării era mult consolidată. Reforma esențială înfăptuită de Cuza este reforma agrară. Acea lege prin care va reuși să împroprietărească țăranii în funcție de puterea lor economică. Aici este un lucru extraordinar. Până la acel moment țăranii nu primiseră pământ din partea conducătorilor. Important că se desființează și claca, o obligație în muncă pe care ei o aveau de prestat, țăranii o aveau de prestat pe moșia stăpânului. Spuneam deci că e un lucru foarte important, numai că rămân câteva mii de țărani încă fără proprietate, iar producția agricolă în anul următor avea să scadă, fiindcă probabil era un efect lesne de înțeles că în 1865 producția agricolă își revine mai greu, adică atât țăranii care au primit pământ, cât și proprietarii se vor adapta mai greu. Proprietarii în sensul că nu vor mai avea mâna de lucru disponibilă așa cum fusese în perioada anterioară.
O altă reformă care va revoluționa societatea românească este legea instrucțiunii publice, adoptată pe 7 decembrie 1864. Vreau să vă spun că în felul acesta România devenea printre primele state europene care aveau învățământ primar gratuit și obligatoriu. Mare lucru! Și tot în acea perioadă este adoptat codul civil, după modelul codului francez, în care căsătoria și divorțul oficial civil deveneau obligatorii. Multe s-ar putea spune despre aceste reforme care spuneam că schimbă cu totul organizarea și societatea românească. Practic nu este domeniu al vieții sociale în România care să nu se fi bucurat de sămânța aceasta a schimbării din partea domnitorului. Aș vrea să spun doar atât că la finalul acestor reforme un lucru negativ se întâmplă în raporturile dintre domnitor și Mihail Cogălnicianu, sfetnicul său cel mai de seamă, primul ministru cu ajutorul căruia a pus în practică toate reformele. Cogălnicianu întreprinde un turneu în satele din Oltenia, în toamna anului 1864 și este primit acolo foarte frumos. Țăranii îi mulțumesc pentru tot ceea ce s-a întâmplat, pentru schimbările care le-au îmbunătățit traiul. Acest succes electoral, acest demers al lui Cogălnicianu în Oltenia este rău privit la București. Anturajul din preajma domnitorului Camarila, care influența deciziile, aveau să îl influențeze pe Cuza în sensul de a-i cere demisia primului ministru Cogălnicianu. Acesta și-o depune în ianuarie 1865, iar analiștii istoricii consideră că este un act totuși greșit al domnitorului, faptul că se dispensează atât de ușor de relația cu Mihail Cogălnicianu. Aș mai vrea un singur lucru să vă spun. În noiembrie 1864 au fost organizate alegeri în România și adepții, susținătorii lui Cuza vor intra în număr masiv în Parlament, susținându-i deciziile. Și foarte interesant că în decembrie 1864, pentru prima oară, se adopta bugetul pentru anul financiar care avea să vină, pentru 1865. Un lucru extraordinar că nici, de exemplu, zilele noastre nu întotdeauna se reușește acest lucru, votarea bugetului anterior anului financiar care urmează, care trebuie pus în raportul bugetar. Cu asta fiind zise, aș vrea să închei spunând că pentru mine domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cum spuneam, rămâne o figură luminoasă, poate cea mai luminoasă din istoria noastră, fiindcă a realizat unirea și statul român modern, a realizat aceste reforme prin care a pus bazele României moderne, dar mai ales pentru faptul că a înțeles că atunci când rolul său istoric s-a încheiat, era mai bine să se retragă pentru a lăsa loc, într-adevăr, prințului străin, ce avea să însemne o nouă pagină în istoria noastră. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna profesor, mulțumim pentru cele împărtășite. Iată că ați exprimat o părere personală și în calitate de dascăl, referitor la o personalitate istorică.